Salutare! Iată că a venit momentul să testăm unul dintre cele mai apreciate smartphone-uri ale momentului. Este vorba despre Samsung Galaxy S9 Plus, daily driver-ul meu din ultima săptămână. Ce îmbunătățire aduce? De ce este în stare camera noului telefon? Merită sau nu un upgrade de la generația anterioară? Sunt doar câteva dintre întrebările la care voi răspunde astăzi. Dacă în ultima perioadă mai toate terminalele mobile proaspăt lansate pe piață împrumută din designul cu breton al lui iPhone X, Samsung a decis că anul trecut a făcut o treabă excelentă cu Galaxy S8 Plus și că nu e cazul să vină cu mari modificări în ceea ce privește aspectul noului vârf de gamă. A ajustat cu câțiva milimetri dimensiunile noului telefon, dar cu toate acestea, smartphone-ul este în continuare destul de mare pentru o mână ceva mai micuță ca a mea. Și dacă punem la socoteală și faptul că este destul de alunecos, atunci alegerea variantei de 6,2 inci s-ar putea dovedi cel puțin riscantă în cazul în care nu ești dispus să-l folosești cu două mâini sau nu ai degetele suficient de lungi, astfel încât să nu-ți scape din mână. Pentru cei în situația mea, versiunea mai mică rămâne varianta care nu creează genul acesta de emoții la fiecare atingere și asta pentru simplul fapt că se așează mai bine în palmă. Telefonul vine într-o cutie similară cu cea a lui S8 Plus. În ea vei găsi pe lângă telefon, cheița pentru SIM, plus manualele de utilizare, încărcătorul Adaptive Fast Charge de 9V cu 1,67 A, mai găsim două adaptoare, unul micro USB la USB-C și unul USB-A la USB-C, cablul de încărcare, căștile AKG cu care suntem familiarizați de la S8 și câteva capișoane pentru a le ajusta pe dimensiunea urechilor. De apreciat aici că gigantul corean se menține pe poziții și nu renunță la jack-ul pentru căști. Galaxy S9 Plus vine cu același ecran superb edge-to-edge, un Super AMOLED cu rezoluție WQHD+, ce livrează o imagine impresionantă. De data aceasta pare puțin mai luminos, contrastul este așa cum trebuie, culorile vibrante, detalierea este bună, iar sunetul stereo oferă o experiență extraordinară, în special atunci când opțiunea Dolby Atmos intră în funcțiune. Cu un aspect ratio de 19:9, ecranul reușește să acopere 84,2% din suprafața display-ului. Rămâne în continuare un aspirator de amprente, protejat cu aceea sticlă Gorilla Glass 5 și pe față, dar și pe spate. Dacă la prima vedere ai putea jura că ai de-a face cu un Galaxy S8 Plus, în momentul în care îl privești din spate și observi în sfârșit poziționarea corectă a cititorului de amprente, imediat sub camera foto, realizezi că ai de-a face cu o nouă generație de telefoane. În rest, toate butoanele rămân pe aceleași poziții, Bixby este și el prezent la datorie, de această dată se folosește de cameră și poate fi utilizat pentru traducerea în timp real a diferitelor texte, însă în continuare mai sunt multe de îmbunătățit la el. La interior, telefonul este animat de un chipset Exynos 9810. Deși mi-aș fi dorit ca și varianta pentru Europa să primească noul Snapdragon 845, totuși nu sunt dezamăgită. Procesorul realizat de Samsung este unul foarte performant. Funcționează în tandem cu 6 GB de RAM, în timp ce fratele mai mic beneficiază de doar 4 GB de memorie. Capacitatea de stocare pornește de la 64 de GB și ajunge până la 256, cu posibilitatea unui upgrade de până la 400 de GB printr-un card microSD. Rulează sistemul de operare Android Oreo, versiunea 8.0, cu interfața Samsung Experience 9, dar se așteaptă ca în viitorul apropiat să primească un update la Android 8.1. Totuși, având în vedere că S8 și S8 Plus abia acum primesc update-ul pentru Android 8.0, tare mi-e teamă că vom mai avea ceva de așteptat pentru un update pe S9 și S9 Plus. Însă schimbarea majoră din acest an este, desigur, camera, pe care Samsung pune mare accent. În teorie ar trebui să obținem rezultate mult mai bune decât iPhone 10 sau Pixel 2 XL, în realitate însă rămâne de văzut. Vom face și noi în curând o comparație între S9 Plus și Pixel 2 XL și vom vedea dacă într-adevăr se confirmă teoria. Așa că nu uita să dai subscribe și să apeși clopoțelul de notificări să te asiguri că nu ratezi clipul în momentul în care va fi public. Revenind la camera lui Galaxy S9 Plus, de această dată noua generație de telefoane vine cu o diafragmă dublă, ce oferă posibilitatea jonglării între f1.5 atunci când este nevoie de mai multă lumină în senzor, și F2.4 în condiții normale de luminozitate. Software-ul face această comutare în mod automat între ele, dar poate fi dirijată și manual. Flagship-ul sudcoreenilor este primul telefon cu apertură variabilă. Telefonul dispune de o cameră duală, fiecare lentilă având o rezoluție de 12 megapixeli cu stabilizare optică, una dintre ele are zoom 2x față de prima,
fiind potrivită pentru a surprinde detaliile la distanță. Dincolo de aceste specificații, fotografiile realizate sunt foarte reușite, detalierea este bună, culorile puțin saturate, întocmai cum ne-a obișnuit Samsung. Focalizarea este rapidă, nu aș avea ceva de reproșat. Cu atât mai puțin când vine vorba de fotografii în condiții slabe de luminozitate, unde diafragma f1.5 își face bine treaba, iar rezultatele impresionează fără doar și poate. O altă noutate este iarăși legată de cameră. Dacă avem posibilitatea să filmăm în slow motion cu 960 de frame-uri pe secundă, transformând 0,2 secunde în 6 secunde de material video. Opțiunea este foarte interesantă. Desigur, atunci când și funcționează. Problema apare în momentul în care trebuie să capturezi fix o anumită acțiune. Deși există un mod automat de filmare în slow motion, în care înregistrarea pornește când este detectată mișcarea în cadru, se întâmplă uneori ca modul să nu funcționeze atât de bine. Iar asta poate duce la ratarea filmării momentului potrivit. Modul slow motion poate fi declanșat și manual, dar având un mic lag, la fel se poate rata filmarea momentului oportun. Important de reținut este faptul că filmările în slow motion pot fi editate cu ușurință. Pot include și muzică, astfel încât forma finală să fie mult mai plăcut de șeruit pe rețelele de socializare. Mai mult de atât, pentru un efect spectaculos există și opțiunea inversării sensului acțiunii. Samsung lansează și un concurent pentru Animoji de la Apple. I-au spus Aremoji, ce transformă practic utilizatorul într-un avatar animat care poate fi customizat după bunul plac. Mai exact, îi poți schimba culoarea părului, hainele, îi poți adăuga diferite accesorii, cum ar fi ochelari de soare. Desigur, dacă nu vrei o animație cu tine, poți folosi un iepure, o vulpe sau chiar personajele Disney. Bateria rămâne neschimbată. Avem 3500 de mAh pe S9 Plus și 3000 de mAh pe S9. Totuși, se pare că procesorul optimizează ceva mai bine consumul de energie, simțindu-se o mică creștere a autonomiei. Telefonul rezistă aproximativ 2 zile de utilizare normală. Samsung Galaxy S9 Plus este cu siguranță, dacă nu cel mai bun, unul dintre telefoanele de top de anul acesta. Vine cu cel mai bun ecran, oferă imagini absolut superbe, cititorul de amprente este mai rapid ca oricând, procesorul zbârnie și unde mai pui că este primul smartphone ce integrează o cameră cu apertură variabilă. Acum, merită sau nu upgrade-ul de la Galaxy S8 Plus? În ceea ce mă privește, aș spune că diferențele sunt mult prea mici. Dar dacă simți că nu poți să te descurci fără noua cameră duală a lui S9 Plus și ai aproximativ 1000 de euro în buzunar pentru astfel de achiziții, atunci cu siguranță știi ce ai de făcut. Cam acesta a fost review-ul meu pentru Galaxy S9 Plus. Sunt tare curioasă care este părerea ta despre noul vârf de gamă al sudcoreenilor, dacă pentru tine merită sau nu upgrade-ul de la S8 Plus, sau spune-mi într-un comentariu. Tu de pe ce telefon intenționezi să faci trecerea la un Galaxy S9 Plus? Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube, să dai un like la acest clip și un share pentru prietenii interesați de noul flagship de la Samsung. Până data viitoare, numai bine!